Bun găsit, doamnelor și domnilor! Hristos a înviat! În ziua de astăzi avem mijloacele necesare, dar și datoria să informăm publicul larg cu privire la copiii cu dizabilități, cu probleme cu care se confruntă până la urmă întreaga societate, adesea care au nevoie, cea mai mare nevoie despre de a fi informat sunt părinții, de fapt. Nu este însă atât de ușor. Problema tradițiilor învechite cu privire la stigmatul pus acestor copii este o problemă reală. De aceea, astăzi încercăm să vă informăm, să vă ajutăm, poate, cu ajutorul doamnei Elena Jagă, care este psihoterapeut. Bun venit, doamna Elena Jagă! Hristos a înviat! Adevărat a înviat! Adevărat a înviat! Și vă mulțumesc foarte mult că sunteți alături de noi mulțumesc astăzi! Mulțumesc și eu pentru invitație! Și nu în ultimul rând, doamna Grațiela Ghe, care este profesor universitar. Sigur că astăzi este în calitate de mămică și o să vedeți ce fel de mămică este doamna Grațiela Ghic. Bun venit, doamna Grațiela Ghic! Vă mulțumesc pentru invitație! Hristos a înviat! Adevărat a înviat! Vorbim despre un fapt real, copiii cu probleme. Să nu punem noi eticheta. Noi doar facem decât să-i ajutăm pe cei de acasă astăzi. Deseori spunem chiar cu răutate un copil cu handicap sau chiar handicapat îl numim, fără să știm de fapt cât de tare lovim în sufletul părintelui mai întâi, dar și în sufletul copilului. Cât de important sunt de fapt cuvintele atunci când vorbim despre un astfel de copil sau despre o astfel de persoană, cât de importante sunt cuvintele când vorbim despre un astfel de copil, chiar să nu fie el de față acolo. Vă rog, doamna psiholog. Depinde de problema copilului, în primul rând. Așa este. De exemplu, dacă este un copil cu autism. Așa. Ei nu conștientizează foarte bine, depinde de gradul de afectivitate. Nu conștientizează foarte bine problema și poate nu este seama. Este dureros și pentru părinte să audă, să audă că are un copil cu handicap. Da. Sau depinde de spuneți-mi, da. Și totuși, când îi adresez un cuvânt vis-a-vis de imagine, spre exemplu, este important ca acel cuvânt să fie pozitiv? Să-i spui că are o problemă, dar nu se diferențiază cu nimic de alți copii, să zicem? Da. Sau că are o problemă și trebuie să conștientizeze că are o problemă? Cum ar fi mai bine, în opinia dumneavoastră? Este bine să-și conștientizeze că are o problemă și așa, să și cu părintele așa, să să-l ajute să depășească, să depășească, da. Să treacă mai ușor. Să treacă mai ușor. Credeți că un copil cu un handicap poate trece vreodată mai ușor peste problema lui? Este vorba de acceptare, trebuie să-și accepte el sau societatea? Și societatea. Societatea, da, aici mai e de lucrat. La societate. Aici mai e de lucrat, spuneți. Da. Limbajul influențează modul în care copiii se privesc în oglindă? Da. Da. Contează. Contează și ceea ce spun părinții, ceea ce spune societatea, ceea ce spune, ce spun cei de la școală, cum îl tratează. Contează. Majoritatea oamenilor doresc să fie respectați. Da. Așa ne dorim cu toții, da? Vreau să fiu respectată pentru ceea ce sunt, pentru ceea ce fac și vreau să fiu respectată. Uneori chiar suferim din acest punct de vedere, pentru că ne dorim respectul în mod special. Ei, dar uneori nu realizăm modul în care limbajul pe care îl utilizăm vis-a-vis de aceste persoane, nu realizăm cât de mare durere provocăm în sufletul unei astfel de persoane. Și mă gândesc la o imagine acum, pentru că vorbeam de limbaj și de imagine. Mă gândesc la o imagine într-un mijloc de transport. O persoană cu handicap, și mă refer la un handicap fizic, să zicem, urcă și parcă deranjează pe toată lumea. Cum ar trebui noi, ca oameni, din acel mijloc de transport, ce ar trebui să facem? Ca el să se simtă cum? Cel puțin uman, cel puțin liniștit, cel puțin liniștit că a urcat dintr-o stație și va trebui să coboară într-o altă stație fără nicio altfel de problemă. Cum ar trebui noi să reacționăm? Cu siguranță
o persoană cu handicap atrage atenția. Gândiți-vă așa. Și, nu știu, o fată care are cizmele roșii, care urcă așa. Și atrage atenția. Da, o persoană cu handicap. Ideea e că depinde de fiecare, de fiecare persoană cum reacționează. Acum sunt persoane care sunt persoane altruiste, care încearcă să ajute, să vorbească, sau sunt persoane care nu se uită, fiecare reacționează într-un anumit mod. Mm-hmm. Depinde foarte mult de educația de acasă, depinde de fiecare cum este educat, să spun așa, să mă rog, într-un fel. Mm-hmm. De fapt, depinde de puterea care stă în sufletul fiecăruia. Da, da. De acceptare. Da, e vorba de acceptare. Vă întreb pe dumneavoastră, acum, ca mamă, de ce sunteți astăzi aici? Și de ce vorbim noi despre dizabilități? Și de ce sunteți? Ce legătură aveți dumneavoastră cu acest subiect? Bun, deci până acum 2 luni nu am avut tangențe directe cu subiectul în cauză, dar de 2 luni sunt mămica unui copilaș cu o dizabilitate temporară. Doamne ajută! Deci, Doamne ajută, da. Tudor, băiețelul meu, și-a rupt piciorușul la schi. Da. Fractură de tibie, ceea ce impune o imobilizare de cel puțin 90 de zile. Așa. Și din părinți cu copil sănătos, copil normal, conform definiției, da, am devenit părinții unui băiețel cu probleme. Da. Deci chiar dacă este greu să accepti sintagma aceasta de cu probleme. Probleme cine există. Cine este greu? Ați spus este greu. Cine? Copilul sau părinții? Și pentru copil și pentru părinte. Așa. Pentru copil, pentru că el este efectiv implicat. Da. Pentru părinte, pentru că în momentul în care se trezește într-o asemenea situație, este nevoit să se informeze. Uh-huh. Este nevoit să accepte și este nevoit să caute soluții. Așa. Până acum 2 luni v-ați exprimat, nu am avut treabă cu acest subiect. Adică până acum 2 luni n-ați văzut nicio persoană care, nu știu, semăna într-un fel cu Tudor de astăzi, să zicem, sau care avea o astfel de dizabilitate. Mă refer la dumneavoastră ca societate. Nu, deci am avut contact cu persoane cu dizabilități, dar nu am fost implicată emoțional. Deci n-ați nu fost, nu. Așa este. Asta. Și atunci am fost un privitor. Da. Și să spun, tangențial am intrat un pic în problemele persoanelor cu care am luat contact. Așa. Dar spun tangențial și au fost momente scurte, momente în care evident că am manifestat compasiune, am manifestat înțelegere punctuală, dar nu mi-am imaginat nicio secundă care este lumea unei persoane. Acum este diferit. Este complet diferit. Adică încep să văd așa ca printr-o ușiță o altă lume. O lume a oamenilor care au nevoi. Deci nevoi nu diferite de ale noastre, înzecite. Înzecite. Exact. Și nu știam despre ele. Dintr-o dată, Tudor, copilul care alerga, care schia, exact. Copilul de 7 ani, este din acel copil care schia, un copil imobilizat astăzi la pat și, Doamne ajută, spunea că este doar o dizabilitate temporară. Temporară. Bun. Ce înseamnă pentru o mămică care a privit această situație din afară și ce înseamnă astăzi o mămică care o privește din interior? Cum se uită lumea la dumneavoastră? Deci e complicat de spus. Cred eu că oamenii, oricât de educați ar fi, în momentul așa. În care au contact cu o persoană cu dizabilități sau dizabilitate punctual, deci sunt la, să spun, deci sunt guvernați de emoții. Da. Și atunci depinde de modul în care își gestionează emoția persoana în cauză sau, mai mult, depinde de aura copilului. Adică? Adică sunt copii care
nu numai că își acceptă situația, dar încearcă să se comporte ca și cum nu ar avea absolut nicio problemă. Și atunci vin în ajutorul privitorului, persoanei cu care ia contact. Ați lucrat la acest lucru cu Tudor? Nu, deci Tudor este, să spunem, un copil special. El a venit în ajutorul nostru. Așa. Deci el a fost primul care a conștientizat că în acest moment este un altfel de copil. Da. Primul care a avut un refuz al situației, așa, și primul care a găsit o soluție. Da? Da, deci el și-a găsit, fiind o imobilizare, deci o fractură de tibie, 90 de zile imobilizat în pat, a găsit soluții. Pot să merg, da? Folosind, deci pot să ies în lume folosind un scaun rulant, pot să merg la cinematograf dacă găsesc acel cinematograf care să mă primească și pe mine, copilul cu probleme. Care să mă primească și pe exact. Mine. Exact. Pot să merg într-un loc de joacă dacă găsesc acolo măcar o zonă unde mă simt eu în siguranță și pot să zâmbesc lumii arătând că da, sunt un copil cu probleme, dar mi-am acceptat situația și... Toate lucrurile astea au venit din Tudor. Din Tudor. Din Tudor. Și practic Tudor a fost cel care avea o problemă. Este real. Avea o problemă, dar tot el este cel care va învăța pe dumneavoastră părinții. Yeah. Hey, haideți să vedem acum numai de el, să vedeți ce opinie au anumiți oameni de pe stradă despre persoanele cu dizabilități. Așadar, materialul. Ce înseamnă pentru tine o dizabilitate, un handicap? Păi, să nu poți să faci un anumit lucru. Ce înseamnă pentru tine o dizabilitate, un handicap? O dizabilitate, o problemă fizică sau poate chiar și psihică a unui om, fără voia lui, care îl împiedică să-și exercite toate atribuțiile și toate funcțiile normale pe care le avem noi toți ceilalți. Să zic așa, o condiționare a capacităților de a percepe lumea din jur. Un handicap cu dizabilitate este cu probleme. Un copil sau poate un bătrân traumatizat din copilărie, poate și din naștere, poate și din cauza cadrelor medicale se poate întâmpla. Cum este mai corect să spui dizabilitate sau handicap? Există o diferență? Cred că dizabilitate, pentru că handicapul este un cuvânt pe care noi ni l-am însușit ca un cuvânt urât și care ne duce cu gândul la nu un om cu probleme, ci un om poate prost sau... nu știu, ceva mai rău decât ar trebui să fie. Crezi că este mai ușor să folosim termenul dizabilitate decât cel de handicap? Este mai plăcut pentru ei? Da, termenul handicap a căpătat o conotație negativă și are o încărcătură destul de puternică în sensul ăsta și mi se pare mai ok să fie dizabilitate folosit termenul. Cea mai mare dizabilitate pentru mine ar fi sindromul Down sau autism. Cunoști persoane care au dizabilități, persoane apropiate? Persoane apropiate care au... foarte apropiate mie nu, dar mai cunosc și persoane care au. Cunoști persoane care suferă astfel de dizabilități? Destul de puține. Am fost mai mult în contact cu copii de la diferite spitale sau centre pentru copii cu probleme de genul acesta. Cunoști persoane care au dizabilități? Prieteni apropiați sau... Prieteni apropiați nu, dar cunosc un băiat care are autism. Și, de exemplu, e foarte inteligent, dar se vede că are această boală. Cum crezi că poți tu personal să-l ajuți? Păi personal nu cred că poți să-l ajuți, fiindcă părinții lui au bani să-l ajute și chiar există o femeie care are tot timpul grijă de el. Cum credeți că putem să-i ajutăm pe cei care au handicap, pe copiii cu dizabilități? Mai multă importanță să fim mai înțelegători cu ei, să discutăm cu ei în general, pentru că dacă nu discuți cu ei și nu-i ajuți, sau chiar și dacă le întinzi o mână, întinde-le un scop și umanitar, și financiar, sau îndrumându-i într-un centru sau într-un adăpost de noapte. Cum crezi că putem să-i ajutăm pe cei care suferă de astfel de dizabilități? Păi să donăm bani la anumite agenții și cam atât. Cum putem să-i ajutăm pe cei care au dizabilități? În primul rând, o vorbă spusă, o încurajare, un...
o luare în brațe și un zâmbet îi ajută enorm de mult și apoi, în funcție de posibilitatea fiecăruia, dacă au nevoie de lucruri materiale, să-i ajute în nevoia fizică pe care o au sau dacă au nevoie de medicamente, tratamente și alte lucruri de genul. Se îmbunătățească condițiile în spitale sau în locurile în care sunt aduși și să fie, în general, înconjurați cu mai multă compasiune și dragoste. Credeți că contează mai mult cea sufletească sau cea financiară, cea trupească, care implică materialul? Din punctul meu de vedere este cea sufletească, pentru că dacă le oferi cea sufletească, le oferi și financiar, în sensul, chiar nu dacă le dai bani, dar o masă caldă dacă le oferi sau o pâine la momentul respectiv când chiar are nevoie, eu cred că le-ar fi suficient și ar vedea că cuiva îi pasă de el. Dacă s-ar întâmpla să afli că vei naște un copil cu dizabilitate, cum ar reacționa? M-ar durea sufletul foarte tare pentru el, pentru chinul pe care îl va avea mai departe și aș încerca să-mi adun eu toate forțele să fiu lângă el, să-l sprijin, să explic tot ce are de făcut ca să treacă cu bine peste problema asta, să mă interesez cum poate să o depășească și dacă există posibilitatea să fie vindecabilă sau cât de cât ușurată. Așadar, dizabilitate, handicap, dragoste sau compasiune, fiecare până la urmă este special, fiecare dintre noi este special. Avem o sursă, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, așa că o concluzie a materialului, o situație a copiilor cu dizabilități din România, 1614 copii au un grad de handicap ușor, 19685 au un grad de handicap mediu, 13.924 au un grad de handicap accentuat, 34.048 au un grad de handicap grav. Din câte observați, cifra este în creștere, sunt 69.271 de copii cu dizabilități, 50,32% sunt încadrați în gradul grav, 20,1% încadrați în gradul accentuat și 29,67% încadrați în gradul mediu și ușor. Așadar, acești copii nu sunt mai diferiți decât copiii noștri. Și eu cred că societatea este cea care creează dizabilități pentru persoanele care au în acest moment diferite limitări. Mă îndrept către dumneavoastră, doamna psiholog, și vă întreb, ați văzut în material, mulți spuneau să strângem ceva bani, să spitalele să facă nu știu ce. Și sigur că ne dăm cu toții cu părerea, cam ce ar trebui. Alții spuneau de dragoste, de compasiune, să-i strângem în brațe, să-i iubim. Cum să ne adresăm noi, de fapt, unui copil sau unui adult? Lucrați cu copii clar cu dizabilități. Da. Și dumneavoastră, ca și specialist, ar trebui să ne spuneți nouă, măi, dragilor, voi trebuie să vă adresați cam așa. Cum să ne adresăm noi, în primul și în primul rând, ce să punem noi, adulții, care, din nefericire, avem un astfel de copil acasă? Lucrați cu copii, spre exemplu, cu autism. Acesta este o... Da, din păcate sunt foarte multe cazuri. Așa este. Au început să fie din ce în ce mai multe. Așa este. Spuneți-ne, cum să ne adresăm noi unor astfel de copii? Copii cu înțelegere, respect. Respect. Da. Așa. Și cu multă dragoste. Adică nu poți să lucrezi cu ei și nu, dacă nu îți place ceea ce faci, dacă nu... Societate, ca psiholog. Ca psiholog, sigur, da, că vă place și veniți cu alt fel de arme, între ghilimele. Știți foarte clar ce să faceți cu ei, dar noi, părinții, ce să facem? Să știți că de multe ori părinții știu clar că au un copil cu o problemă, cu o dizabilitate și cam renunță. Asta este, așa l-am născut,
n-am ce să-i mai fac. Și cam renunță. Ar trebui să renunțe părintele vreodată în viața lui? Depinde în ce stadiu e. Sunt părinți care sunt în stadiu de negare. Așa. Și când sunt în stadiu de negare, refuză ca o problemă. Tot așteaptă. Poate o să vorbească, poate o să fie bine, poate se întâmple ceva și... Se întâmplă o minune și totul o să fie bine și copilul meu o să fie normal. Uh-huh. Sunt părinți care acționează. De exemplu, sunt părinți care cer, apropo de donații, cer bani, încep să facă terapie, încep să îi ducă la diverse terapii, gen kinetoterapie, uh-huh. gen, mă refer la alt gen de... medicamente, medicamente spitale. La spitale, merg la spitale în afară. Dar de ce trebuie să cerem bani? A zis, cer bani, se adresează, nu știu, căror organizații. E corect să facem asta? Adică așa trebuie să facem? Mă întreb. Uneori este nevoie, cel puțin în terapia ABA, părinții, ca să poată să suporte cheltuielile unui copil cu autism, uh-huh. au nevoie de foarte mulți bani. Ce presupune această terapie? Păi, presupune o echipă de 3 persoane uh-huh. diferite. Da. Adică trebuie persoane diferite ca să generalizeze copilul ceea ce învață. De exemplu, învață cana. Ce este cana, da? Da. Poate îmi răspunde doar mie, dar mai sunt încă 2 persoane da. Care probabil nu le răspunde. Așa. Sau altă persoană de pe stradă, dacă îl întreabă ce este cana, nu răspunde. Aha, bun. Și asta costă foarte mulți bani? Are nevoie de o echipă de 3 terapeuți, plus un coordonator. Da. Plus, depinde de la caz la caz. Sunt copii care au nevoie de kinetoterapeut, de doctor, de medic-psihiatru și plus familia, care toți ar trebui să facă o echipă pentru recuperarea copilului cu autism. Și tot asta costă bani, să înțeleg. Uităm uneori că mai important este, de fapt, altceva. Ce ați spus, doamna Grație, la dumneavoastră, în primul și în primul rând, pentru Tudor? Am văzut că are și cărucior, Tudor, acum. Sigur că ați spus și bani. Vi l-a dat cineva? Vi l-a dăruit cineva? L-ați luat de undeva? De la o organizație? De la un spital? Fiind un copil totuși cu un handicap? Cine v-a ajutat? Suntem norocoși din punctul ăsta de vedere. Adică ne-am permis să îi cumpărăm, lui Tudor, un fotoliu rulant. Și ne-am și pus problema ce s-ar fi întâmplat dacă nu ne-am fi permis lucrul acesta. Deci este o problemă reală. O familie care nu își permite, nu are fonduri din care să susțină orice intervenție în îmbunătățirea calității vieții copilului, este o familie în plus nefericită. Nefericită datorită acestei componente. Probabil că în cazurile de dizabilitate permanentă, statul se implică mai târziu. Dar în condițiile în care apar aceste perioade de dizabilitate, nu avem, deci familiile nu au ajutor. Deci aveam alternativa de a-l țintui pe Tudor în pat. În pat, da, timp de 90 de zile. Deși inițial nu ni s-a părut îngrozitoare ipoteza, îngrozitor scenariul acesta, după o săptămână timp în care am cumpărat toate joculețele de grup, timp în care am încercat să îi acoperim timpul, ziua are totuși 24 de ore. Așa. Ne-am dat seama că nu este suficient. Așa. Și atunci sugestia ne-a fost dată de către Tudor. De către Tudor. Da. Mă întrebam dacă ați apelat la prieteni, aoleu, ce să fac? Spune-mi și mie, dacă ai nu știu ce și v-au ajutat prieteni sau ați început să citiți? Nu. Deci la început a fost o perioadă exact, cum spunea doamna psiholog, de negare. Deci nu avem un copil cu probleme, s-a întâmplat, copilul nostru are o fractură, se rezolvă, 90 de zile... Ne-au speriat, dar cred că eram mai speriați de posibilitatea unei operații. Da. Și atunci am trecut mai ușor peste prima etapă. Numai că a intervenit timpul și, copilul.
deci și temperamentul lui. Deci Tudor nu ne-a permis să-l lăsăm izolat în pat. Asta pentru că el, prin definiție, este un copil foarte jucăuș. Este un, dar cred că toți copiii sunt jucăuși. Așa este. Așa, nu. Deci este un copil jucăuș și un copil care găsește soluții. Spuneți-mi o glumă pe care o folosește acum Tudor la necaz așa. Ce i-a plăcut cel mai mult din această experiență? Se află încă în ea, dar ce îi place cel mai mult? V-a spus vreodată, parcă e bine, mama, așa, pentru că... Ați zâmbit vreodată la o glumă a lui? Îi pare rău? Suferă? Sau face haz de necaz? Nu, nu. Deci și-a acceptat situația și cred că, să spunem, s-a simțit confortabil în momentul în care a fost la cinematograf și a avut un tratament special. Bun. La cinematograf. Dar s-a întâmplat. La cinematograf. Până la cinematograf, dați-mi voie să vă întreb dacă locuiți la bloc. Absolut, da. La bloc, da. La bloc locuiți. La ce etaj, dacă nu vă supărați? La etajul 7. La etajul 7. Și spuneți-mi, vă rog frumos, concret, ce face un părinte care are un copil în cărucior la etajul 7 și dorește să meargă cu el la cinematograf? Cum procedează o mămică cu copilul în cărucior? Ce nevoie aveți? Ce ați găsit? Și n-ați știut sau câtă nevoie aveți de ceva și parcă statul n-a făcut sau nu știu, sau le-ați găsit pe toate. Nu, deci o primă problemă apare, cred că deci se întâlnește în orice bloc, da? Lipsa rampei. Lipsa rampei. Deci aceasta este o nevoie. Da. Dar este o nevoie nu numai a persoanei cu dizabilitate. Așa. Deci este o nevoie a locatarilor, efectiv. Pentru că întâmplător, într-un anumit moment al vieții, putem avea o dizabilitate temporară, care pentru ceilalți nu prezintă interes sau nu este vizibilă, dar pentru noi este acută. Deci problema rampei... Ați observat până acum că nu aveți rampă în fața scării blocului? Nu, nu m-a deranjat nici măcar cât am avut copilul mic, fiind ușurel, da, și cu un cărucior pentru bebeluș. Acum ați observat că nu aveți rampă. Da. Și este greu pentru dumneavoastră oarecum să luați acel cărucior cu un copil care nu mai este ușurel, totuși. Este foarte greu, nu greu, pentru noi ca și părinți, dar este cumplit pentru părintele care are un copil cu o dizabilitate permanentă și așa care este. Nu poate veni în ajutorul părintelui. Așa, adică mai ales în partea aceasta de final, Tudor se poate ridica și ne poate ajuta, chiar dacă stă într-un picioruș. Mai sunt copii imobilizați complet în scaunul rulant. Și atunci ei chiar nu pot interveni. Deci, clar, avem nevoie de două persoane care să ne ajute să ieșim la aer. Și problemele sunt multiple. Deci până la cinematograf am de trecut o stradă, da. Și aici nu am culoar cu pantă ca să pot, da, să... Am de urcat o bordură. Da. Am de... socializat cu șoferii din trafic. Da. Da, la nivel vizual, adică oarecum le implor un pic de răbdare. Așa. Pentru că deși văd copilul în scaunul rulant, nu manifestă niciun pic de înțelegere. Societatea, din nou. Exact. Educația noastră. Faptul că nu-și imaginează că ar putea fi în momentul următor într-o asemenea situație. Și, bun, lucrul acesta l-am conștientizat și eu, șofer fiind. Mi-am dat seama că răbdarea în trafic, da, este obligatorie. Și de aici... Ați văzut până acum bordura aceea pe care acum o traversați cu Tudor? Ați văzut până acum această stradă pe care trebuie să o traversați cu Tudor? Ați văzut până acum toți șoferii care au mai puțin răbdare? Nu am văzut asta, dar mi-amintesc că la câțiva ani după plecarea mea din Brăila, da, reîntorcându-mă în oraș, toate străzile aveau trecere pentru specială pentru persoanele cu dizabilități. Da. Și
La momentul acela mi s-a părut caragios. Într-un oraș cu probleme majore, precum un oraș ca Brăila, da, primarul a găsit ca prioritară problema aceasta. Și a zis, ia uite, domnule, ce a făcut primarul. Și acum nu pot decât, privind în urmă, da, să îmi dau seama cât de îngust am gândit eu, da, și cât de omenos a fost acel om care probabil a avut un contact cu o asemenea problemă. Cu siguranță, cu siguranță ceva s-a întâmplat, a trecut printr-o astfel de greutate și a hotărât pentru toți locuitorii, pentru comunitatea lui, ceva care să nu-i mai rănească, să nu-i rănească și pe ei așa cum poate el a fost rănit. Mă întorc către dumneavoastră și v-aș întreba ce drepturi are un copil cu dizabilități? Ce toți copiii au drepturi. Respectați drepturile copiilor. Nu-i așa? Da. Foarte. Dacă n-ai respectat dreptul la nu știu ce al copilului, ai încălcat dreptul copilului. Le știm cu toții. Dreptul la învățătură, dreptul la educație, drept. Dar dreptul copiilor cu dizabilități. Avem altele decât cele pe care le știm cu toții. Mai adăugați dumneavoastră ca psihoterapeut ceva? Mai sunt drepturile de la stat. Așa, drepturile de la stat. Sunt, păi am văzut că bordura nu există. Am văzut și rampa nu există. Spunem că sunt drepturi de la stat. Și mă întorc către cei din stradă care spuneau trebuie să cerem cuiva să ne ajute. Să implorăm cumva, nu-i așa? Să ne ducem să cerem ajutorul, să dea să ne salvăm copilul. Drepturile de la stat. Ce sunt acelea? Drepturile de la stat reprezintă o indemnizație. Așa. În funcție de gravitatea copilului. Uh-huh. Gradul 1, gradul 2, accentuat, și gradul 3. Nu știu. Așa. Și gradul 1 reprezintă o indemnizație, dacă nu mă înșel, 480, în jur de 480 de lei. Haideți că a zâmbit, am văzut. 480, și... nu știu ce reprezintă suma asta, dar chiar nu este important pe... la o astfel de greutate. Eu vă întreb acum, sau mai bine după materialul următor, să vedeți un caz pe care toată lumea îl cunoaște și cu adevărat acest om este foarte iubit, știm foarte bine cine este, cu toții l-am ascultat cel puțin o dată în viața noastră, ne este foarte drag, dar v-aș întreba tot pe dumneavoastră ce drepturi a avut acest copil care s-a născut așa. Așadar, materialul. Allora, per questa occasione ho pensato di raccontarvi una piccola storia. E la storia è questa. Una giovane sposa in stato interessante fu un giorno ricoverata in un ospedale per un semplice attacco d'appendicite. I medici dovettero applicarle del ghiaccio sullo stomaco, sulla pancia, e alla fine di questi trattamenti i medici le consigliarono di abortire il bambino. Le dissero che era quella la soluzione migliore perché il bambino sarebbe nato sicuramente con qualche infermità. Ma la giovane coraggiosa sposa decise di non interrompere la gravidanza e il bambino nacque. Quella signora era mia madre e il bambino ero io. Sarò di parte, ma credo di poter dire che quella scelta fu una scelta giusta. E credo che, spero che questo possa essere di incoraggiamento per tante madri che qualche volta si trovano in momenti difficili, di vita complicati, ma vogliono salvare la vita dei loro bambini. A fost cea mai curajoasă mămică pentru că a născut un astfel de copil. Vedeți, mămici care știu poate din pântece că vor naște copii cu dizabilități. Cât de grav este, în opinia noastră, cât de dincolo de cuvântul curajos. Să știi că ai un copil cu probleme și totuși să ai puterea să-l naști, să pui mai mult decât propria ta viață, să pui
propria lui viață, să aduci pe lume un astfel de copil, știind că toată viața ta nu faci altceva decât să ce? Să înveți odată cu el, mă gândesc. În astfel de cazuri, orbi, am văzut cazul lui Andreea Bocelli și toată lumea îl știe și îl iubește toată lumea și îl apreciază pentru ceea ce a făcut pentru toată lumea, nu doar pentru țara lui. A încântat publicul și a scos din sufletul lui ceea ce poate noi niciodată nu ne-am imaginat, dincolo de ceea ce el nu vedea. Cât de impresionant este pentru dumneavoastră, sau dacă ați fi în stare vreodată să luați o astfel de decizie, mă gândesc, o mămică care știe de acasă, ca să spun așa, că va naște un copil cu astfel de probleme. Eu încă nu sunt mămică, dar mă gândeam că, apropo, că vă foarte multe mămici și cu toată mă uimesc cât de mult curaj au și câtă putere au. Da. Și chiar le apreciez. Ea a fost destul de emoționat și materialul. Sigur că da. Cu toții l-am iubit pe Andreea Bocelli și îl iubim. Însă vedeți, povestea lui reală, poate că nu o cunoșteam, de la o simplă operație, simplă apendicită, de fapt, cum și ce s-a ajuns cu copilul și a hotărât să... Acum, ca mămică cu copil, cu o dizabilitate temporară, cum vă simțiți totuși? Eu sunt plină de speranță că această întâmplare a avut un scop. Pe de o parte, m-a făcut să văd lumea, nu numai lumea mea, și lumea celorlalți care sunt, deci ceilalți nu sunt nu au o dizabilitate care să le confere titulatura de anormal. Așa. Nu, deci iau normalitatea lor. Așa este. M-a făcut să văd lumea lor. Lumea lor, normalitatea lor. Și să nu mai consider că normalul are o definiție absolută. Așa este. Ceea ce este normal pentru noi nu înseamnă că și pentru ei la fel și nici invers, până la urmă. Și atunci experiența asta consider că m-a îmbogățit, spiritual vorbind. Evident că se putea termina mult mai rău. Evident că în această situație, probabil, lumea mea și-ar fi rearanjat și prioritățile și tot. Dar, în acest moment, consider că pentru noi, pentru mine, pentru Tudor, experiența unei dizabilități temporare ne-a dat ocazia să vedem că în societate există probleme reale, probleme pe care le putem rezolva noi. Mm-hmm. Noi la nivel de individ. Mm-hmm. Nu doar statul. Statul. O chestiune generală. Aștept statul să-mi rezolve o problemă. Statul care? Exact. Cine este statul? Exact. Nu. Cine este statul? Pot să rezolv eu la nivel de asociație de proprietar problema rampei. Cu siguranță. Exact. Pot să rezolv la nivelul asociației problema unei rampe mobile. Așa de ce? Este. Pentru că astăzi am eu un copil cu dizabilitate. Mâine vecinul de la 8 are părintele invalid. Așa este. Cum urcăm la etajul 8 un părinte care este invalid? Uh-huh. Bun. Ce se întâmplă dacă părintele locuiește singur acolo, nu are copii? Deci este clar condamnat la singurătate. Uh-huh. Ori în acest moment găsesc extraordinară activitatea organizațiilor care se implică. Așa în este. Partea asta de dizabilitate. În acest moment găsesc extraordinară munca unei colege care și-a susținut teza de doctorat în domeniul nevăzătorilor. Așa. Deci, dintr-o dată ați văzut foarte multe lucruri. Foarte multe lucruri. Foarte multe lucruri. Și este o experiență pe care nu o doresc nimănui. Așa este. Dar o experiență care nu a venit degeaba. Deci pentru noi. Cu siguranță aveți o misiune acum, clar. Cu siguranță Dumnezeu v-a ales să mai rezolvați niște probleme și pentru alții de acum înainte, dincolo de Tudor. Și am văzut că o să crească acea rampă în fața blocului, clar, și poate și alte lucruri pe care le veți face pentru societatea noastră,
Pentru că dincolo de toate societatea suntem noi. Și așa cum spuneați, nu trebuie să mai stăm să așteptăm să ne pice ceva și să ne... Ci ar trebui să ne așteptăm unii pe alții. Vreau să vă întreb un lucru foarte dureros. Tudor de ceva vreme nu mai merge la școală, din câte știu. Da. Tudor, care era un copil de clasă pregătitoare, dornic de explora școala, clasa, colegii și toate celelalte care se întâmplă printr-o școală, tot visul lui s-a năruit, ca să spun așa, într-un fel. Ce ați făcut? Ca și cultură vorbesc de data aceasta. Ca și cultură, nu ca și atitudine. Ce ați făcut dumneavoastră pentru Tudor? Nu știu, dincolo de joculețele interactive pe care le-ați cumpărat, dincolo de mersul în parc, spre exemplu, și totuși, el era un elev la școală. Am avut suportul doamnei învățătoare. Așa. O doamnă extraordinară care l-a primit pe Tudor în clasă cu bucurie. Și a creat un moment special, un moment în care copiii s-au jucat cu Tudor. Așa. Și cu mare drag i-a reamintit lui Tudor că din când în când, când simte el că se plictisește, așa, mai există și un pic de matematică, mai există și o literă cu care se poate juca. Ei, vedeți, acestea sunt glumițele, exact, despre care vorbeam eu mai devreme. Ce fel de glumițe? Poate o literă, poate o cifră. Exact. Doamna a fost atât de jucăușă și i-a insuflat așa o stare de bine. Da, și se joacă și... Tudor câteodată cu cifrele și cu literele. Deci, Tudor mi-a cerut să lucrăm la matematică. Asta avem pentru că sunteți profesor universitar și predați și matematică, bănuiesc că aceasta este hrana dumneavoastră în casă de zi cu zi. Și da, sigur că și copiii au același plutind, defect, între ghilimele. Plutind matematica în aer, s-a agățat de matematică întâi. Da. Dar aș și dorit să și citească un pic, să, adică și-a cerut orele de școală. Și-a cerut singur. Și-a cerut singur. Mi-a spus, mami, vreau și eu program. Dar nu mult. Așa. Două ore. Două ore. Păi să știți că la clasa pregătitoare, dacă stăm bine să adunăm, activitatea de fapt nu este de 55 de minute, e un cumva între la 35 de minute și adunate patru activități cam acolo. Dar să știți că Tudor de fapt știa. Asta ca să vă spun eu, ca un cadru calificat, și să știți că el și-a numărat foarte bine minutele și secundele de la școală și acasă dădeau două ore. Și iată că Tudor, în toată problemuța lui, a reușit să se joace și cu literele și cu cifrele. E, vedeți, dragi telespectatori, despre un astfel de caz mai mare și mai grav, poate dorim să vă prezentăm în materialul următor. Așadar, materialul. I promise I won't be too much of me talking and a lot of Derek playing, but I thought it was just be nice to recap on how Derek got to where he is today. It's amazing now because he's so much bigger than me, but when Derek was born, he could have fitted on the palm of your hand. He was born 3.5 months premature. And really was a fantastic fight for him to survive. He had to have a lot of oxygen, and that affected your eyes, Derek, and also the way you understand language and the way you understand the world. But that was the end of the bad news, because when Derek came home from hospital, his family decided to employ the redoubtable nanny who was going to look after you, Derek, for the rest of your childhood. And nanny's great insight, really, was to think, here's a child who can't see, music must be the thing for Derek. And sure enough, she sang, or as Derek called it, warbled to him for his first few years of life. And I think it was that excitement with hearing her voice hour after hour every day that made him think maybe, in his brain something was stirring, some sort of musical gift. Here's a little picture of Derek going up now when you were with your nanny. Now, nanny's great other insight was to think, perhaps we should get Derek something to play. And sure enough, she dragged this little keyboard out of the loft, never thinking really that anything much would come of it. But
Derek, your tiny hand must have gone out to that thing and actually bashed it so hard they thought it was going to break. But out of all the bashing, after a few months, emerged the most fantastic music. And I think that was just a miracle moment, really, Derek, when you realized that all the sound you hear in the world out there is something that you can copy on the keyboard. That was the great eureka moment. Now, not being able to see meant, of course, that you taught yourself. Taught myself to play. You did teach yourself to play. And as a consequence, playing the piano for you, Derek, was a lot of knuckles and karate chops and even a bit of nose going on in there. And it's that ability to hear simultaneous sounds, not only just single sounds, but when a whole orchestra is playing, Derek, you can hear every note and instantly, through all those hours and hours of practice, reproduce of those on the keyboard that makes you, I think, is the basis of all your ability. Now then, it's no use having that kind of raw ability without the technique. And luckily, Derek, you decided that once we did start learning, you'd let me help you learn all the scale fingerings. So, for example, using your thumb under in C major. Etc. Yeah. And in the end, you got so quick that things like Flight of the Bumblebee were no problem, were they? No. Right. So here, by the age of 11, Derek was playing things like this. This. Așadar, Derek, ca toți ceilalți copii, poate cu astfel de dizabilități de vedere, acest Derek care a reușit, asta pentru că cineva a descoperit la timp ce talent avea, a descoperit modalitatea în care Derek se exprima. Pentru că fiecare copil cu o dizabilitate trebuie să caute și să găsească împreună cu partenerii lui, poate părinții, poate frații, să-și găsească modalitatea de a se exprima. În cazul lui Derek, muzica. Și toată lumea, cu siguranță, îl cunoașteți pe Derek și cântecul Bondarului care a devenit celebru. Mă întorc la noi, la copiii noștri și vă întreb, acum ca profesor universitar, clar, sunteți foarte ocupată și aveți și examene și sesiuni și totul și totuși Tudor este în pat. V-ați schimbat cumva prioritățile? L-ați lăsat acasă singur? Ați plecat la universitate că trebuia? Ce ați făcut? Ce faceți? Cine e cu Tudor? Am găsit soluții, ne-am împărțit timpul și eu și soțul, am apelat și la fetița noastră care e clasa 10-a la liceu și ne-a suplinit acolo unde chiar n-am putut acoperi. Am apelat la părinți, da, la bunici, da, și chiar și la prieteni când nu am găsit soluție, dar în mare parte a timpului am reușit noi. Repet iar ca o familie fericită în cazul acesta, da, să ne descurcăm în așa fel încât Tudor să nu rămână singur. Uh-huh. Nici nu avea cum. Deci nu putea să-și ia un pahar cu apă, nu putea să se deplaseze
până la un grup sanitar, că e o problemă firească asta. Sigur. Deci nu scăpa un lucru ușor pe jos. Tendința lui era de a se apleca. Da. O lovitură ar fi generat o sumedenie de probleme. Da, deci de el probleme. Avea nevoie de... Și totuși, așa cum îl scoateți în parc, spre exemplu, am văzut că l-a dus la cinema și am rămas datoare cu o întrebare. La cinema cum ați ajuns totuși? Cinemaul, nu știu, la ce etaj? Nu, e o curiozitate. Deci, nu era la, nu era la etaj. Nu era la etaj, în schimb a fost o problemă atunci când a trebuit să ajungem în sala de așa. Da, pentru că văd deja sala aceea și nu dau seama cum a ajuns Tudor. Spre norocul nostru, cinematograful era dotat cu o rampă mobilă. Avem așa și ceva. Am avut, deci sunt cinematografe noi unde avem rampă mobilă, unde există. Asta s-a întâmplat în Brașov. Uh-huh. Ori, în Brașov sunt două cinematografe. La cel vechi nu era posibil acest lucru. Cel nou, și ați ales să-l duceți pe Tudor la cinema. Dar știți unde vreau eu să ajung? Dacă totuși l-ați dus la cinema, îl duceți în parc zilnic, în cărucior, de ce nu v-ați permis, între ghilimele, să-l duceți la școală? Ce face în mintea dumneavoastră școala? Nu, aici este o problemă. Deci Tudor are nevoie de însoțitor permanent în timpul orelor și nu ar fi fost o problemă să stau eu la oră împreună cu Tudor, dar avea nevoie de spațiu. Deci în cazul lui locul, perimetru este destul de mare. Deci scaun, fotoliu rulant cu platformă pentru a ține piciorușul întins. Nu, problema ipoteza aceasta de a-l lăsa singur nu ne-a încântat absolut deloc. Pe de o parte că doamna învățătoare are 30 și ceva de copii în clasă. Da, așa. Pe de altă parte copiii nu știu să-și gestioneze emoțiile. Exact. Pentru ei un scaun rulant poate este un obiect de joacă. Așa este. Tudor nu ar fi reușit el să-și gestioneze și emoțiile și poate suferința de a fi imobilizat. Era o suferință mult mai mare. Dar în primul rând faptul că nu ar fi putut să se deplaseze nici la tablă, nici către grupul sanitar și... Ce facem cu un copil cu autism, de exemplu? Putem să-l integrăm în învățământul de masă sau trebuie să-i creăm lui o școală? Pentru că societatea noastră cere cumva ca toți copiii aceștia să-i ducem, nu știu, la o școală specială. La o școală specială? Da. Așa? Numai că... Ce înseamnă acest lucru, școală specială? Pe scurt, vă rog. Școală specială? Adică? O școală unde sunt copii cu probleme. Dar numai că nu sunt copii cu aceeași problemă. Sunt probleme diferite. Diferite. Da. Și în opinia dumneavoastră, ca și psihoterapeut, e bine? Nu. Nu. Este recomandat ca un copil cu autism, dacă vorbim așa, despre autism, să fie integrat într-o școală tipică, într-o școală de cu masă, copii tipici. Cu copii normali. Cu copii normali. Deci, ce face acest lucru în opinia dumneavoastră pentru cel cu autism, spre exemplu? Îl ajută foarte mult să integreze. El are nevoie să integreze, să empatizeze, să socializeze. Copiii cu autism merg însoțiți. Merg însoțiți. Cel puțin la începutul terapiei, să spunem. Dacă încep să se descurce singur, să socializeze, să răspundă la întrebări, să... Ce ar trebui să... ce răspunsuri ar trebui să primească colegii unui astfel de copil? Pentru că întreabă, dar ce are acest copil? Ce i s-a întâmplat? Pare un pic altfel. Ei pun eticheta. Da. Și ce răspunsuri ar trebui să primească? La asta mă refer. Adică cum? Acest copil este cum? Acest copil este special. Special? Special. Ca voi toți. Sunt, deși copiii cu autism au anumite lipsuri pe partea de socializare, sunt și probleme care sunt și, cum să le spun, au și aturi. Așa. Genul colorează foarte bine, sigur, sau sigur, pictează, sau excelează în ceva. Excelează așa în cum ceva. Am văzut și în cazurile prezentate astăzi,
ori care știu să cânte extraordinar atât cu vocea, ori care am văzut să, cum cântă extraordinar la pian. Sperăm ca Tudor să fie un mare skior la un moment dat, cu siguranță o să iubească acest sport și o să iubească munții în continuare. Cu siguranță v-a spus că o să mai schieze, nu-i așa? Absolut. Deci ne-a și zis că în iarnă va fi din cel nou pe pârtie. Pe pârtie. Și... tu doar să știi că ți dorim cea mai frumoasă pârtie, cea mai moale, fără accidente, să te faci bine, pentru că dincolo de toate, mamii trebuie să meargă la școală, la alți copii mai mari, iar tu trebuie să mergi către colegii tăi. Vă mulțumesc foarte mult pentru mulțumesc că ne-ați fost de mare ajutor astăzi. Vă mulțumesc că Tudor astăzi a fost de asemenea de mare ajutor poate altor părinți, știu clar cum să se comporte cu astfel de copii, să nu uitați rampa, da. Cu siguranță o să fie o rampă în fața blocului dumneavoastră. Hristos a înviat, adevărat a înviat. Și vedeți, fiecare dintre noi suntem cumva diferiți, avem idei diferite, dar dincolo de toate avem experiențe diferite. Până data viitoare, toate cele bune. Hristos a înviat.